Instituție de învățământ din Bistrița supraviețuiește și cu ajutorul elevilor săi, fetele care învață la școala Sfânta Maria nu se mulțumesc cu studiul, ci și muncesc pe brânci, iar tot ce iese din mâinile lor pleacă spre vânzare. Acum că e sezonul, elevele cos de zor la steagurile ce vor fi înălțate pe clădirile din județ. Prin munca lor, câteva eleve de liceu întrețin o școală întreagă. După ce au dat lecții de croitorie, acum ajută mica afacere a instituției. Ne-am gândit să facem spre vânzare, ca să avem activitate cu elevii. Școala Sfânta Maria este singurul loc din Bistrița unde se confecționează drapele naționale, iar elevele iau parte la tot procesul de creație. Am două fete cu care lucrez, care mă ajută. După ce croiala drapelelor e gata, materialele se trimit la atelierele școlii. Acolo fetele alătură cele trei elemente de culoare și le cos. Sunt lângă fete permanent câte 6 ore. Acum, în perioada asta, chiar suntem solicitați. Proaspetele adolescente lucrează de zor la comenzi pentru 1 decembrie. Nu le sperie munca și au vise mari pentru viitor. Ce vrei să te faci după ce termini școala? Te gândești să deschizi un atelier al tău? Necesită foarte multă muncă, este foarte complicat, trebuie să schimbi viața tot timpul. Profitul se întoarce tot pentru ei într-o formă sau alta. Este vorba de aproximativ 13 milioane de lei, bani vechi. Acești bani sunt folosiți pentru modernizarea cantinei, a dormitoarelor. Elevii școlii confecționează și echipamente de lucru și de protecție pentru abatoare și fabrici de pâine, dar și lenjerii de pat și uniforme pentru școlile din județ. Avem știri pe